Slăvit să fie Domnul! Amin. Doresc pentru câteva minute să recapitulăm cele două lecții de aseară. Spuneam în introducere că Domnul Iisus Hristos trebuie să fie, fiindcă este, centrul Universului și cu adevărat capul bisericii sale. Aceasta fără să fie afectată imaginea Tatălui, și fără să fie minimalizată persoana Duhului Sfânt, ci doar pentru că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos reface și reabilitează Universul întreg. De aceea El apare în prim plan. El însuși spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, vis-a-vis de percepția Tatălui prin persoana și slujba sa, în versetele 44 și 45, astfel. Iar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Deci, văzându-L pe Fiul, de fapt vedem pe Tatăl. Iar Duhul Sfânt în toată lucrarea sa, nu face altceva decât să-L prezinte pe Fiul, pentru ca prin El să vedem pe Tatăl. Și imaginea noastră despre divinitate, imaginea noastră corectă din punct de vedere teoretic și practic de a ne raporta la Dumnezeu, să fie una adevărată. În partea a doua am amintit despre influența celorlalte religii asupra creștinismului, și putem concluziona că toate celelalte religii sunt forme demonice de abatere a omului de la Dumnezeu și de acceptarea diavolului. El revine cu ideea lui inițială, cu care cred că i-a înșelat și pe îngeri, de a schimba sistemul teocratic divin și de a duce omul la divinizare pe o altă cale, când noi de fapt știm că nu este altă cale decât calea Domnului deschisă la Golgota. Slăvit să fie El! În această seară ne vom opri în lecția a treia la tematica secte și învățături false. În terminologia de specialitate, sectele sunt grupări religioase de nuanță creștină cu interpretări specifice. Iar ereziile sau învățăturile false sunt o negare deliberată a adevărului. De altfel, în mod absolut nu se poate face o linie de demarcație categorică între religii, secte și învățături false. Peisajul întreg este foarte înțesat de toate aceste colorituri, în așa fel încât oamenii să fie duși în eroare. Dacă religiile au cu totul alt concept fundamental decât creștinismul, sectele se apropie de creștinism și îmbină elemente din creștinism și celelalte religii. Iar învățăturile sunt tamponul dintre secte și creștinismul autentic. Fiindcă orice erezie poate naște oricând, dacă este accentuată și îmbrățișată de un grup de oameni, o sectă. Hai să citim aceste lucruri în 2 Petru, capitolul 2, unde putem spune că apostolul vorbește despre întreg acest peisaj. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, întemeitorii religiilor. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși, deci cei cu sectele și învățăturile false sunt mai aproape de creștinism, care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Mulți îi vor urma între străbălările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar o sândă-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Deci, efectul lor este destructiv atât în ce privește imaginea creștinismului în societate, cât și cât privește pierderea mântuirii, pierderea vieții veșnice. Dar efectul lor este puternic, fiindcă am citit aici că mulți îi vor urma. În lecția aceasta vom face o prezentare sumară, sintetică, a sectelor și învățăturilor false, iar în a doua parte vom privi la o scurtă caracterizare a lor și la felul în care trebuie să le abordăm. Privind în istoria creștinismului, în primele secole, mai exact după secolul 2-3, am notat trei învățături greșite. Prima, arianismul, pornită de la Arius, el nega divinitatea Domnului Hristos, socotind că Dumnezeu este unul, iar Fiul nu este deopotrivă coegal și coetern cu Tatăl. Poate ideea aceasta filozofică pare a nu afecta viața și mântuirea, dar dacă vom fi atenți, vom observa că orice atac la divinitate este un atac demonic care aduce pierzarea celor care se raliază acelor idei. Vreau să notez doar două versete, mai întâi Roman 9:5, unde avem dovezi foarte evidente asupra divinității Domnului Hristos. De exemplu, chiar și martorii astăzi nu îl recunosc pe Iisus Hristos ca fiind divin. Roman 9:5. Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci după trup, origine ebraică, iar după Duh este Dumnezeu binecuvântat în veci. Și mai adaug 1 Ioan 5:20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Dacă îl neci ca Dumnezeu adevărat, neci viața veșnică, fiindcă noi o avem în El. Și dacă El nu este divin, El nu ne-o poate da. De aceea erau ispitiți cei din timpul Domnului Iisus când nu credeau în divinitatea sa și ziceau, cine poate să ierte păcatele? Unul singur, Dumnezeu. Dar toate aceste atribute le are și Fiul. Alții nestorieni credeau că Iisus Hristos a avut, au fost două persoane în El, în aceeași ființă. O persoană umană și alta divină, negând că era o singură persoană, având două naturi, una umană și alta divină. Fiindcă odată cu momentul întrupării, de atunci, Domnul Iisus este și Dumnezeu și om. Iată ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Iar partea divină am amintit-o deja în versetele citate anterior. Tot în ideea aceasta amintesc și 2 Petru capitolul 1, versetele 3 și 4. Fiindcă aici se face referire la noi. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. În noi se poate naște
omul spiritual fără să fie o dublă personalitate. Cea de-a treia sectă sau erezie referitor la persoana Domnului Hristos a fost formulată de filozofii gnostici. Pentru ei citim din 1 Ioan capitolul 4, ei nu credeau în trăirea fizică a Domnului Hristos. Pe ei îi combătea Ioan în epistola sa când scrie în 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile care, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Versul 3. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. Citește și 2. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Din necunoașterea fondului problemelor, expresia aceasta, Iisus Hristos a venit în trup, este preluată astăzi de unii și folosită ca o sintagmă care ar vrea să dovedească că Duhul care vorbește prin ei îl recunoaște pe Domnul Iisus. N-are de-a face una cu alta, chiar dacă persoana în cauză este sinceră. Aceste idei au provocat concilii nenumărate. Au fost dezbateri între toți prezbiterii și episcopii vremii, secole de-a rând. În mod special, prima dintre ele, arianismul între Arius și Atanasie, atunci s-au format crezurile. Dar lucrurile acestea s-au stabilizat pentru vreme de câteva secole. Vreau să privim acum în perioada contemporană, modernă și contemporană. Au apărut în secolul XIX mormonii, prin Joseph Smith, un american dintr-o familie creștină care a pretins că i s-a arătat un înger, care i-a arătat unde erau niște tăblițe îngropate, de unde el a pretins că s-a inspirat ca din partea lui Dumnezeu. El a fondat Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților Zilelor din Urmă. Are aproximativ 3 milioane de adepți în Statele Unite, în mod special în statul Utah. Ei pretind că o rămășiță a evreilor a emigrat în Statele Unite, socotind că sorgintea lor este evreiască, pretind că după înviere Domnul Iisus Hristos li s-a arătat în America și a lăsat o misiune specială pentru ei, dar deși sunt atât de năstrușnice ideile lor, au năvălit în Europa, au năvălit în țară, la Arad este biserică de mormoni, umblă pe stradă cu ecusoane, învață pe tineri limba engleză și au adepți. Ei folosesc și Biblia, dar cartea fundamentală este Cartea Mormonului. Practică acele căsătorii în grup, dar lucrurile acestea care diferă fundamental de Scriptură sunt păstrate într-o parte mai obscură a credinței lor. S-ar putea spune mai multe despre ei, s-au divizat, chiar unul din fiii săi a format o altă structură și la rândul lor au și ei câteva sute de mii de adepți. O altă sectă foarte apropiată de credința noastră o constituie branhamiștii. Cei care cred că nu există Trinitate și că Tatăl a fost înlocuit de Fiul și apoi de Duhul Sfânt și sunt apariții în timp, fiecare moment istoric având un adevăr anume. Susținătorul lor, de unde își trag și numele actual, a fost William Branham, care a pretins la rândul o revelație prin deceniul 4 al secolului trecut. El a trăit până în anul 1960 și ceva. În schimb, sunt foarte apropiați repede doctrina noastră, practică botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi, prorocia. Ei socotesc, potrivit unei vedenii avută de William Branham, că biserica nu se poate ridica fiindcă crede în Trinitate.
A avut el cândva o vedenie că o femeie urma să se ridice, dar cineva o lovea cu o vergea în trei fețe. Ideea Trinității. Au adepți, repet, și în țara noastră și de bună seamă și aici. Amintim apoi martorii lui Jehova. Ei sunt foarte diversificați între timp. Rachel a fost fondatorul lor în secolul XIX, ei au pretins revenirea Domnului Hristos în 1914. Ulterior au revenit și i-au dat o altă nuanță, considerând că de atunci domnește în mijlocul vrăjmașilor. Ei sunt foarte incisivi, știți că au propovăduirea lor din casă-casă, au un sistem centralizat, condus de la Brooklyn din Statele Unite, fiecare om are circumscripția sa, au donații foarte importante, au acele reviste pe tot pământul în mod uniform, ei neagă divinitatea Domnului Hristos, considerându-l Arhanghelul Mihail, neagă învierea generală, socotesc că cerul este doar pentru cei 144.000, care au și dreptul să ia cina, din aceștia mai sunt cândva pe pământ, socotiți de ei în mod arbitrar, iar ceilalți, marea mulțime, sunt destinați doar să populeze pământul. Oamenii aceștia au și ei succes și au milioane de adepți. Familia părinților mei chiar a suferit, era un copil mic atunci, o afecțiune din partea lor, fiindcă ei susțineau sus și tare că în 1972 urma să se sfârșească lumea. Mi-amintesc, sora mea era în liceu, deși învăța foarte bine, a fost scoasă de la școală să nu oprind acolo sfârșitul. Tata a fost oprit să nu-și facă casă și de-abia după ce a terminat cu ei, au revenit toate pe făgașul normal. Amintesc și adventiștii, atât în forma clasică cât și adventiștii reformiști, deși ei sunt în cele mai multe aspecte ale doctrinii, ale crezului lor asemănător nouă, problema fundamentală eronată la ei sunt scrierile Ellen White. Ei s-au format tot în secolul XIX, când William Miller și colaboratorii săi au crezut că vine Domnul Hristos în 1843, au revenit la calcule și a dat 1848, după care și ei, ca și martori, au dat o altă nuanță, considerând că de atunci a intrat Domnul Hristos în sanctuarul ceresc, a început judecata celor morți și când se finalizează judecata celor vii, pe ultimii judecă în viață, atunci va veni sfârșitul. Problema este, afirmă ei, că Dumnezeu a chemat un bărbat special pentru o lucrare, dar acel prezbiter a refuzat și atunci consideră ei că Dumnezeu a ales pe cea mai slabă dintre cele slave, adică o femeie care era firavă din punct de vedere fizic, Ellen White, care a scris, dacă nu greșesc, vreo 60.000 de pagini. Chiar dacă ei, mă refer la cei clasici, nu pun cartea Ellen White pe același etalon cu Biblia, totuși o socotesc infailibilă, încadrându-o în acea cărticică din Apocalip 10, care lui Ioan nu i-a fost îngăduit să o dezvăluie. Ei spune că acum a fost dezvăluită acea cărticică. Ellen White, în scrierile ei, se duce mai la început decât Genesa 1:1 și trece dincolo de Apocalip 22, prezentând lucruri care sunt în contradicție cu Scriptura. În peisajul nostru românesc mai sunt și alte grupări dezidente regionale. De exemplu, în zona Arad sunt niște grupări de oameni cu haine negre care au niște structuri asemănătoare cu ale noastre. Sau în zona Bihorului erau cei spiriți care caută experiențe mistice, undeva născuți din zona ostașilor. Sau am întâlnit oameni care în plan individual au niște idei tot foarte, foarte năstrușnici. Am ajuns cândva în casă la un om care ne-a primit cu o căldură și o dragoste exterioară ușor, greu de întâlnit, dar când cel cu care eram m-a sesizat și l-a provocat pe acel om să-și exprime crezul, când am auzit ce spune, am rămas șocat. El spunea, răspunzând întrebării, te-ai mai dus la biserică? Nu, că Dumnezeu îi spusese într-o zi, de ce te mai trudești să faci evanghelizare, că oricum în final îi mântuiesc pe toți. Dar nu i-am făcut degeaba. Noi suntem
frații Domnului Iisus, dar cei pe care îi va mântui după înviere vor fi mama lui și aceia vor iubi mai mult pe Dumnezeu că i-a mântuit în ultimă instanță. Este o idee particulară a reconcilierii universale, potrivit căreia și diavolul va fi salvat în final și toată creația inițială își va regăsi posturile și scopul pentru care a fost creat. Am întâlnit acum în urmă cu vreo 2 ani la Roma un om care vroia să producă o nouă mișcare. Este un român care are o combinație teologică între penticostali, martori și adventiști. Are deja o carte pregătită care să o lanseze și niște idei conturate, cel puțin în mintea lui, de lansarea unei noi mișcări, a unei noi ideologii teologice. Evident că nu i-am parcurs pe toți și nici nu merită neapărat. Cât privește aceste mișcări și organizații sectare, am notat două lucruri. Ei au un sistem centralizat, exclusivist. Urmăriți pe martori, pe adventiști sau pe alții din categoria aceasta, ei vor spune adevărul este numai la noi. Acest concept este răsturnat de ideea reformei. Ei nu acceptă o reformă. Ori reformele au ținut viața în biserică. Ei au creat un stereotip, un mecanism fix, dirijat de la centru și oricine se abate, ca o forță centrifugă, îl scoate în afara mișcării. Și ucenicii, citim din Luca 9, erau ispitiți la un moment dat să cadă în extrema aceasta. Iată ce au zis ei către Domnul Iisus, Luca 9, de la versetul 46. Deci sistemul centralizat și exclusivist. Apoi le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi, între toți, acela este mai mare. Dintr-o dată a răsturnat și totodată a echilibrat lucrurile. Ioan a luat cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit. Pentru că nu mergea după noi. Era din altă organizație. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Amintiți-vă, Israelul a fost poporul lui Dumnezeu și totuși în afara poporului sfânt au existat oameni speciali, ca Iov și prietenii lui, casa recabiților, care și ei slujeau lui Dumnezeu, chiar dacă într-o altă formă. Mă refer forma organizatorică, că toți trebuie să-i slujim în duc și în adevăr. Aceste secte au în general o activitate intensă și scopul lor este formarea de adepți. Ei nu se luptă pentru naștere din nou și pentru creștere spirituală. Ei se luptă în prim plan să facă membri în organizația lor. Iată ce spunea Domnul Hristos în Matei 23 despre oamenii aceștia care țineau la partida lor. 23:15. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din eu un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Deci s-ar fi suit în barcă lângă Magellan să mai găsească unul și după ce îl duceau în structurile lor, n-aveau bai că este de două ori mai rău decât ei înșiși. Nu urmăreau spiritualitatea, ci numărul de oameni. Am citit deja la început ce scria în 2 Petru 2:3, că mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Au succes religiile acestea și sectele acestea, fiindcă sunt activi. De altfel nu-i de mirare căci catolicii și ortodoxi pierd teren. Că ei nu fac misiuni. Ei nu-i adună la biserică nici pe a lor. De cum să meargă să mai misioneze la alții? În schimb, aceștia sunt plini de vivacitate. Ei distorsionează învățăturile fundamentale, în mod special cele care vizează persoana Domnului Hristos și procesul mântuirii,
Folosind în privința aceasta traduceri speciale, de exemplu, martorii au traducerile lor, care îi ajută enorm de mult, sau accentuând o parte a textului în detrimentul celelalte. Rămânând aici în Matei 23, putem să dovedim aceasta. De la versetul 16. Zicea Domnul, vai de voi, povățuitor orb care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic? Deci cât era clădirea de impunătoare, căci templul Irod era mai masiv decât al lui Solomon. Dar dacă jură cineva pe aurul templu, pe cutia cu bani, este legat de jurământul lui. Nebun și orb, care este mai mare, aurul sau templu? Ei vedeau diferit, simțul proporției dispăruse. Și continuă Domnul, la versetul 18. Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Din nou rea, nebun și orbi, adică nu este bună nici imania vizuală, nici cea mentală. Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? 23. Vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi dați zecioală din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Și pe acestea trebuie să le faceți, pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și dă un exemplu total când zice, povățuitor orb care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Deci, cămila, anumite lucruri masive, majore, nu contau, nu erau luate în calcul, nu erau ținute în socoteală și unele mici erau accentuate în mod excesiv. Dacă ar fi să dăm un exemplu foarte aproape de noi, s-ar putea unora care aud pe cineva vorbind într-o altă limbă să li se pară că e Dumnezeu pe aproape și când îl văd pe cineva că nu manifestă niciuna din roade sau din celelalte daruri ale Sfântului Duh, să socotească și totuși nu-i mare problemă. După cum și pentru ortodox a nu-ți face cruce catastrofă, dar a nu purta cruce e ceva normal. Purtarea crucii ar fi cămila, dar făcutul crucii ar fi țânțarul. Țânțarul au toți, cămila au pierdut-o toți. Fiindcă accentuează o parte în detrimentul celelalte. Nici botezul, de exemplu, fie el cel în apă, nu are valoare dacă omul nu-l primește pe Hristos și nu este îngropat împreună cu Hristos ca să învie cu Hristos la o viață nouă. Poți să te botezi și rebotezi. În orice formă și la orice organizație ai dori. N-are nicio valoare aspectul acesta. Citim și în Filipeni, în Coloseni, capitolul 2, tot despre aceste elemente, de la versetul 8. Luați seama că nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o măgire de șarte după datina oamenilor, nu după, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dă mai multe exemple. Și apoi zice de la versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este a lui Hristos. Deci, aceste aspecte legaliste întâlnite la iudei n-aveau nicio semnificație, nicio valoare substanțială în raport cu persoana și învățătura și lucrarea Domnului Hristos. Pentru că spune versetul 23, au în adevăr o înfățișare voită de înțelepciune. Într-o închinare și o smerenie față de trup, dar nu sunt de niciun preț, adică nu valorează nici doi bani. Împotriva gâdilării firii pământești. Că firea pământească nu poate fi ținută sub control și suprimată ca să trăiască în neprihănire, sub niciun canon, nicio formă externă, nici măcar legea lui Dumnezeu cu pedepse și cu tunete de pe Sinai, nu a reușit să schimbe omul. Singurul care poate să-l schimbe este Hristos prin Duhul, prin cuvânt. Slăvit să fie El. În fața acestor situații, amintesc două recomandări, una pentru lucrători și alta pentru fiecare membru al trupului Hristos. În Efeseni, capitolul 4, Pavel vorbește de la versetul 11
despre slujbele care le-a lăsat Domnul în biserică. Și enumeră. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dar dacă ar fi doar simplu acest proces de semănare și de creștere, ne-am îngrijit cultura în liniște. Dar pe când se doarme, diavolul seamănă și el cultura lui. Și de aceea, lucrătorii trebuie, pe lângă lupta de convertire a oamenilor și de maturitate, să-i protejeze de învățăturile rătăcitoare, în fața cărora copiii, oamenii care nu sunt maturi, nu sunt crescuți spiritual, sunt vulnerabili. Pentru că spune în versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, când venim la ideile noastre, când ne înclinăm spre ale altora. Purtați de orice vânt de învățătură, un curent demonic care are efect asupra minții noastre, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Doamne, ajută-ne! Iată ce spune și în Tit, capitolul 1, tot o sesizare pentru lucrători în aceste epistole pastorale. Tit 1 cu 9. Îi sfătuiește pe cei care vor fi lucrători să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrifnici. În adevăr m-a ales printre cei tăiați în prejur, adică printre cei din religia mozaică, atunci cu bătălia cea mai mare între iudaism și creștinism, că din iudaism s-a desprins creștinismul. Sunt mulți nesupuși, flecare și amăjitori, cărora trebuie să li se astupe gura, cum a făcut Ștefan în disputa cu cei din vremea lui. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un cuștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Că aici e durerea, sau una dintre aspectele durerii. Domnul a trimis pe cei care provodesc cuvântul său să-l spună oamenilor pe gratis și diavolul trimite cu rătăciurea să o spună pe bani. Și prostia pe bani are uneori mai mare succes decât adevărul pe gratis. Ca oamenii să fie păgubiți de două ori. Cât privește recomandarea pentru fiecare membru din biserică, fie el copil sau orice soră, și ea trebuie să răspundă atacurilor, fie directe din partea diavolului la nivelul minții, fie prin oameni, în fața acestor curente de amăgire. Și în privința aceasta citim din 2 Corinteni capitolul 10, de la versetul 3. Eu am rămas surprins văzând oameni, aparent fără multă înțelepciune, care atunci când au fost atacați de cineva cu o învățătură greșită, au rezistat foarte ușor. Parcă aveau puterea să reziste. Și am văzut alții, aparent deștepți, lucrători, care așa ușor au fost duși de anumite învățături stricate. Iată ce scrie de la versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Deci nu logica de verdictul. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Dar să vedem despre ce fortăreții vorba, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne! Orice idee străină care ne vine, o subordonăm lui Hristos. Dacă El este de acord și o aprobă, o acceptăm. Dacă nu, o respingem categoric și fără vreo formă de revenire, cum a manifestat Balaam și în final a fost înșelat. Așadar, vreau să încheiem această primă lecție, punctând că în univers singura atracție și centru de greutate rămâne Iisus Hristos. Exploatarea extremelor este
rețineți degeaba. Și vă citesc câțiva degeaba din aceștia. Galateni, capitolul 2, versetul 20. L-am citit deja, aseară citim doar 21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Deci dacă ar fi alte forme ca omul să fie mântuit, Dumnezeu a făcut o treabă pe Hristos degeaba. Sigur El n-a făcut-o degeaba. Există riscul noi să facem ceva degeaba. Și iată ce scrie tot în Galateni, capitolul 4, versetul 9. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păzi zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba. Deci, dacă lucrătorii își pierd bisericile, tot ce au făcut ei este degeaba și rămân fără răsplată. Lucruri de care s-a temut și Pavel. Și rămânând tot aici, citesc din 5:4, voi care voi să fiți socotiți neprieniți prin lege, deci prin generalizați, prin orice alt concept religios sau sectar, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Adică tot un degeaba. Poate fi un degeaba pentru persoanele în cauză. Și un ultim cuvânt din Tit, capitolul 1, fiindcă vreau să nu înțeleagă cineva greșit și să spună simplu, credem în Hristos, îl punem pe el în față și rest nu mai ne frământăm cu atâtea legi. Adevărul în Hristos este cea mai profundă stare de evlavie. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostolul lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia. Deci nu există un adevăr în afara contextului evlaviei. Nu. Dacă cineva crede într-un Hristos teoretic, dar viața lui nu este raportată la Dumnezeu în evlavie, este tot un Hristos fals, de care Dumnezeu să ne păzească.